România este un stat independent și suveran, iar acest lucru implică rezolvarea problemelor interne fără intervenția instituțiilor europene, a declarat președintele PRM Suceava Gheorghe Catrinei. Acesta a făcut referire la situația în care se află țara noastră momentan în raport cu instituțiile Uniunii Europene în ceea ce privește referendumul din 29 iulie. Ce a făcut guvernul? Avizele primite de la Curtea Constituțională spune clar că România este stat independent, suveran, și nimeni nu se poate amesteca în treburile sale interne. Perioada când eram chemați la turci sau la Moscova să primim directive, eu cred că este apusă în România. Așa ceva nu se poate. Prin urmare, partidul nostru, filiala județului Suceava și partidul în ansamblu, susține această poziție fermă a Guvernului și Parlamentului României. Și rugăm pe toți demnitarii străini care au misiuni în România să se abțină de a face declarații care contravin legislației României. De asemenea, Catrinei a specificat faptul că partidul pe care îl conduce este susținătorul actualului guvern și consideră că cetățenii ar trebui să fie determinați să se prezinte la urne pentru ca referendumul să fie validat fără niciun fel de impediment. De aceea, președintele PRM Suceava cere ca actualul guvern să dea o hotărâre prin care cetățenii să fie obligați să participe la vot. Legat de referendum, aș mai vrea să spun o treabă. Dacă vrem într-adevăr să vină electoratul la vot, atunci trebuie scoasă o hotărâre de guvern, cu obligarea tuturor celor care au dreptul la vot să se prezinte la vot. Ai dreptul la libertăți democratice, dar ai și răspundere în același timp pentru soarta țării. Eu cred că trebuie adusă îmbunătățiri chiar și la legea aceasta cu referendumul, mai mult decât cele care au fost aduse. Mai mult și clarificate aceste treburi foarte dinamice. Președintele PRM Suceava consideră că cetățenii României ar trebui să voteze da la referendum pentru a-l demite pe Traian Băsescu și ulterior să se organizeze alegeri prezidențiale pentru ca românii să-și aleagă un nou președinte pentru următorii 5 ani.